Doamnelor și domnilor, din ce în ce mai mulți specialiști, militari, analiști ne avertizează că războiul ar putea dura ani de zile. Cu reașezări, cu acorduri, cu perioade de așa numită pace, ceea ce înseamnă că, mă rog, consecințele din punct de vedere economic pentru Europa și nu numai economic vor fi masive, majore și lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem, din păcate. Ceea ce înseamnă că politicile economice ale statelor trebuie reajustate, ajustate, refăcute, și ar trebui să avem politicieni și responsabili. Europa trebuie să treacă la un realism. Să iasă un pic din dolce farniente. Da. Se apuce de treabă. Să se apuce de meserie, vorba bunicului meu. Faptul că se știa din toamnă că Putin va invada Ucraina schimbă cu ceva ecuația în acest moment? Dar trebuie aici să fim onești. Ne arată un anumit cinism sau al unor sectoare politice, dacă îmi permiteți? Vreau să fac o completare, dacă îmi permiteți. Vă rog, domnul Colo. Mi-ați promis că îmi creați șansa asta. Deci ucrainienii nu au fost luați pe nepregătite. Au știut exact pe ce direcții vin coloanele militare rusești și la ce oră, nu numai în ce zi. Deci Agenția Centrală de Investigații l-a convins pe președintele SUA că pe măsură ce vin aceste informații să fie transmise partenerilor ucrainieni pentru a-i ajuta măcar într-o defensivă credibilă. Deci Ucraina nu a fost luată prin surprindere. Nu. În al doilea rând, nu se va încheia acest război cu o Ucraina victorioasă și o Rusie înfrântă. Sau invers, o Ucraina înfrântă și o Rusie victorioasă. Din două motive. În cazul în care Rusia ar vedea că pierde ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, nu ar ezita să folosească bombele atomice tactice, care sunt pe o suprafață mică, dar e clar că vor fi mici Cernobâluri. Nici Ucraina nu vor fi mici deloc pentru noi în niciun caz. Nici Ucraina nu este în măsură să piardă războiul pentru că este sprijinită tot mai puternic de structuri extrem de serioase, și mă refer dârși. La NATO, la Uniunea Europeană. Iată că sunt dârși, sunt motivați. Și sunt foarte dârși. Da. La ei patria sau moartea este o realitate pentru fiecare soldat ucrainean. De ce? Cine ar spune în România cu glorie României? Ăștia cu părul alb în cap. Eu am încredere în generația tânără din România. Problema este că omul nu trebuie luat cum se comportă el la nuntă, când poate se îmbată, sau când e într-o situație în care vrea să arate celorlalți ce deștept. Revenind la ce spuneți, la greu. Credeți sau aveți informații în sensul ăsta că Rusia ar folosi armamentul nuclear, strategic, tehnic, în cazul în care ar pierde confruntarea care urmează masivă? N-am informații, dar indiscutabil, după modul în care decur lucrurile acum, nu ia în calcul Putin sub nicio formă că el poate fi privit ca un învins în Ucraina. De aceea e nevoie de o diplomație înțeleaptă și primul pas care ar putea fi făcut cu presiune adecvată din partea unor metropole care au totuși conexiune aparte cu Moscova este, înainte de 9 mai, o încetare fie și temporară a focului, fie dar și parțială. Nu este de exclus nici ipoteza în care reușesc și se pare că reușesc să pună cizma în Donbas și în sudul Ucrainei, să izoleze, să tragă o frontieră. Nu pot să spun că frontiera înseamnă un regim juridic internațional. Mă rog, să ocupe militar și să se oprească și să spună, dom'le, ne-am îndeplinit, am materializat prevederile acordului de la Minsk, acum vorbim pe bune, un acord discutat, parafat și nerespectat, și neaplicat. Ce garantează, acum vin și eu și pun sare pe rană, ce îți garantează că ulterior nu o să plece mai departe? Nu au suflu economic. Sunt analiști militari care spun așa, că dacă se întâmplă lucrul ăsta și acum iau o pauză, pe principiu am atins obiectivele pe care ni le-am propus, la anul va porni ofensiva către Odessa. Nu, mai devreme. Mai devreme. Mai devreme chiar. Mai devreme și să vă spun de ce. Chiar dacă mă repet, din păcate. Deci pe 7 octombrie împlinește 70 de ani. El atunci va avea în mod sigur un discurs în fața națiunii ruse. Și va arăta cum a preluat de la Elțin Federația Rusă și cum o pregătește pentru succesorul său, indiferent cine va fi acesta și când va veni acesta la putere. Ucraina pentru el acum este o chestiune de etapă, civilizată, cum domnul Curea zice. Și aici are dreptate, numai că el nu se va opri la eventuala menținerea ocupației militare în sudul și în estul Ucrainei,
deși Donbasul e greu de cucerit, mă refer la partea sa vestică, el vrea toată Ucraina și vrea și celelalte patru republici foste sovietice și socialiste, care lipsesc din perl la Federației Ruse. El așa Moldova, ar vrea și Washington. Estonia, Letonia și Lituania. Ar vrea și Washingtonul. Nu, nu îi spun nu, domnului colonel, doamne ferește. Că el vrea și că visează la așa ceva, da. Dar trebuie să ai, repet, trebuie să ai suflu economic. Rusia este o țară care e aproape de zero din punct de vedere tehnologic. Ei nu exportă decât resurse. Să nu uităm că are aliați. Aliați? I-ați pomenit? Haide să ne gândim la această chinezii? Sigur, nu stau Lavinia, rușii trag de elefantul numit China ca să poată să spună ce tare tropăim noi doi. Rușii sunt total neinteresați la nivel mare de ruși. Nu sunt interesați decât să ia resurse de la ruși, pentru că rușii nu pot fi o piață de desfacere. Toate țările astea asiatice sunt țări mari producătoare de bunuri de larg consum. Să le lăsăm pe alea în altă tehnologie. Dar să vedem ce interese ar putea să aibă economice, ar putea să aibă China în partea asta a Ucrainei, pe care Rusia se pregătește să o facă zob. În primul rând că în Ucraina, China avea o mare piață de desfacere. Negustorii chinezi, da, mari angrosiști chinezi. Uite că nu i-a interesat. Știu exact de, și știi de unde. Nu i-a interesat. Au avut și proiecte pentru Crimea și pac a venit ocupația. Ăsta este și motivul pentru care chinezii sunt foarte rezervați. Repet, sunt un elefant de care un pulice trage, hai să topăim tare amândoi. Nu, chinezii tropăie tare. Chinezii nu-și pot permite sancțiuni economice. Chinezii nu-și pot permite să piardă piața de desfacere Europa cu mare putere de cumpărare, Statele Unite ale Americii cu mare putere de cumpărare. Păi, fraților, îți cumperi un maieu din Statele Unite ale Americii, obligatoriu e made in China. Malaysia. Are dreptate, domnul Curea, pentru că economia chineză la ora actuală a intrat într-o perioadă de încetinire. Da. Nu numai cea chineză. Au nevoie de piață de desfacere ca de oxigen. Rușii, se vorbește de intrarea economiei americane în recesiune, inclusiv de a Germaniei. Ce să ne mai vorbim de cea chineză? Că asta chineză încă merge. Chinezii, vorbim de recesiune economică, toată lumea anunță o mega recesiune economică la anul. Dacă nu din toamna asta. Și se vorbește de Germania. Oare România cum o sta din această perspectivă? După aia, l-am auzit pe Florin Coțu înainte să-și piardă mandatul de șef al Partidului Național Liberal, vorbind de mare criză economică pe care o vom parcurge, că până acum n-aflasem. Ia ce interesant. Da, trecând peste povestea asta, apropo de ce spuneți de planurile lui Putin pentru, indiferent ce mod, ocazii s-ar întâmpla, ziua lui sau 100 de ani de la înființarea URSS sau 9 mai, ziua armatei, șeful Serviciului Secret Ucrainiene, generalul Kiril Budanov, a declarat recent... Foarte tânăr. Da, 33 de ani. A declarat recent că Putin ar vrea să împartă Ucraina precum Coreea de Nord și Coreea de Sud. În două. Și a invocat, mai e o situație în care, într-adevăr, Putin ar fi spus prim-ministrului polonez Donald Tusk în 2008 că ar dori să împartă Ucraina. În 2008. Rusia cucerind estul și Polonia apucând vestul. Păi e posibil... a făcut propuneri și mai aluzive sau mai directe. Inclusiv România a făcut niște propuneri aluzive. Înainte de invazie. Să ne luăm teritoriile. Sigur că ungurilor la fel, polonezilor la fel. Sigur că da. Hai să împărțim Ucraina. Ceva de asta a făcut și Adolf Hitler când a declanșat planul Marița. I-a propus lui Antonescu să ni se dea banatul sârbesc, i-a propus lui Horthy să ni se dea și Horthy a fost de acord. Păi premierul ungur s-a și sinucis pe chestia asta. Horthy a acceptat și a dat ordin premierului maghiar, gata, anexăm teritoriile alea. Omul s-a simțit dezonorat, s-a sinucis, mi-și este rușine că îmi scapă numele, că numele unui om ca asta trebuie să-l ții minte. Chiar. Și noi am primit o mulțime de mesaje pe Facebook, de la diversi troli, dar unii oameni adevărați. Nu mi-a venit să cred că îmi dau astfel de mesaje, că e momentul ca România să-și recupereze teritoriile pe care le-a pierdut. Asta este, n-a fost vina Ucrainei, le-a luat URSS-ul, dar sunt teritorii românești și e cazul să ne luăm acum înapoi, că e un prilej
special. Aici aș avea o completare în sprijinul dumneavoastră. Nu așa. Nu așa. Dar nu în acest context. Corect. Asta nu înseamnă că nu avem o problemă. Teritorii. Nu mă refer la teritorii. Vă referiți la troli? Mă refer la replica foarte bună a actualului premier. După ce a ascultat ce a zis președintele Ucrainei, care ne mângâia pe cap și ne spunea să avem discuții privind comunitățile minorități, de minorități. Da. Păi noi am asigurat ucrainienilor tot ce ne obligă dreptul european. Adică noi ce să facem? Respectați dreptul. Ei trebuie să aplice acest drept ei dacă trebuie. Vor să intre în Uniunea Europeană. Nu, dar ce acord? Aici nici eu nu înțeleg. De ce ar trebui să semnăm noi un acord cu Ucraina pe această zonă? Ca să respecte și ei, că noi am respectat. Numai maniera asta, ca să fim sigur că respectă și ei niște lucruri. Asta da, probabil. Dar în rest, păi noi ne-am făcut datorii. Noi am semnat în tratatul cu Ucraina. Minoritatea ucraineană este reprezentată la noi în Parlamentul României. Minoritatea română era reprezentată. Iar noi am respectat ce ne-am obligat prin tratatul cu Ucraina. Școli, drepturi, tot ce... Bun, asta nu înseamnă că poți fi partener cu Putin într-o astfel de situație. Și mai este situația în care acum autoritățile ucrainene vorbeau de cetățeni ucraineni de origine românească și cetățeni ucraineni de origine moldovenească. Da. Aici e o parșivenie. Ca să nu aibă o... Inclusiv președintele actual al României a cerut și bine a făcut Chievului ca să se renunțe. S-a promis. Dar știți cum e? Promisiunile sunt azi, sunt mâine. Se fac acum la greu. Dar haideți să discutăm și aspectul ăsta, Mădălin, că... Ce, cu împărțirea Ucrainei? Nu. Să discutăm și un aspect dintre ăsta, că Zelenski, absolut legitimat, dacă mă întreb pe mine, dom'le, începe să enerveze din ce în ce mai multă lume. Ori asta este o chestie obiectivă. Pe englezi i-a enervat, că i-a certat de ce au făcut Brexit-ul. Pe evrei i-a scos din minți. I-a spus, picolo, nu sunteți de partea noastră în condițiile în care noi, poporul ucrainean, v-am ajutat. Dom'le, au omorât ucrainenii în al doilea război mondial la evrei și i-au evrei băgat, spun, și i-au băgat cu lopețile în pământ. Haaretz a vorbit Cotidian celebru, da. Da, adică aici aș face cu îngăduința. A vorbit de 1,5 milioane de evrei omorâți. Da. Și a permis asta Zelenski pentru că rabinul șef al Ucrainei a apărut într-o fotografie cu Zelenski și a spus, este membru al comunității noastre. Da, asta nu înseamnă că nu i-a scos din sărite. Că i-a scos din sărite bine de tot. Bun, dar se spune că și premierul izraelian i-a sugerat că ar putea să accepte niște compromisuri. Acum, sigur că că nu poți să cerți un om că și apără țara și că nu vrea să cedeze o palmă în teritoriul ăsta. Nici n-ar putea, constituțional n-ar putea. Dar problema e ce se întâmplă, care vor fi costurile. Spune, după aia, insistențele dintre astea, bă, sunteți neamuri proaste că nu asigurați aerian teritoriul Ucrainei. Asta înseamnă să fie limpede, ne explică domnul colonel. Cui nu înțelege, explică domnul colonel imediat. Asta înseamnă avioane NATO care zdoboare avioane rusești. Da. La revedere! Mai clar decât atât. Vreau să vă mai spun ceva. Se tot vorbește în ultimul timp, au revenit discuțiile despre pe marginea atacurilor chimice. După, știți că există un comandant al unității ucrainiene care a postat o declarație video spunând că o mână de oameni, de exemplu, au fost afectați de o substanță otrăvitoare de origine mai necunoscută. Concret, doar trei. Trei. O mână de oameni. Iar substanța a fost difuzată, conform Chem Post și declarației lui, dintr-o dronă. Deci nu era sarin. A fost da, ceva. Da, știți ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă asta, nu? Da. Că filozofia NATO legată de războiul din Ucraina s-ar putea schimba dacă se dovedește că rușii folosesc componente chimice. Deocamdată, dintre țările membre ale NATO, doar azi oficial de la Londra au spus că dacă se confirmă că e vorba de gaze toxice incriminate de dreptul internațional, atunci toate opțiunile sunt pe masă. Dar este doar poziția Londrei. Da, dar șeful NATO a afirmat și el lucrul ăsta de ceva timp. Declarația a fost mai nuanțată. Mai nuanțată, sigur, dar care lăsa să se înțeleagă că răspunsul statelor a NATO ar urma, de situație, ar urma. Ar fi altul. Domnul colonel, eu chiar nu știu răspunsul la întrebarea asta. Când trupele sunt întrepătrunse, sunt deja în conflict, nu sunt poziții staționare pe aliniamente depărtate. Cum mai poți să vârșești un atac chimic? Poate fi folosit atacul chimic? În mod logic, nu, numai că aici nu erau întrepătrunse. Aici problema pentru ruși este că ei se ascundeau și se ascund în continuare în combinatul siderurgic de acolo. Sunt foarte multe tuneluri subterane și n-au cum să-i scoată de acolo decât dacă trimiți luptători. Și ucrainienii se ascund în acel combinat. Am înțeles. Acolo sunt numai luptători ucrainieni. Luptătorii ruși sunt în afara perimetrului care ar putea fi afectat de aceste gaze. Acel combinat ucrainian de acolo, de fapt sunt vreo două, sunt cât înțeleg cât un cartier militar, adică sunt enorme.
Și acolo acționează regimentul Azov și în partea cealaltă brigada 36 infanterie marină ucraineană. Sunt pierderi mari în ambele părți, dar uite că încă rezistă. Bun, ieri auzeam oficiali americani care spuneau, am citit un raport al Institutului pentru Studiul Războiului din Statele Unite care spunea că e o chestie de zile până când cade Mariupol. Da, pentru că și ucrainienii, cei din brigada 36, ei au spus întâi pe Facebook, nu cred că mai rezistăm 24 de ore, datorită muniției. Hai să vorbim un pic de modul în care Putin reacționează acum sau își tratează colaboratorii. E o chestie interesantă, o informație care n-a fost confirmată oficial. Da? Și e vorba, asta să găsesc acum, e vorba de un fost vicepremier, rus, așa, care ar fi fost arestat, potrivit unor informații venite dinspre, să zicem, tabăra adversului, dinspre oponenții lui politici. Putin îl trădează, nu? Da, fost consilier de-al lui, iar este vorba de Vladislav Surkov, care ar fi în arest la domiciliu, sub acuzația de furt de bani. Pe care i-ar fi folosit... Da, săracul Putin s-a trezit. I-ar fi folosit după 2014 pentru a consolida controlul rusesc asupra Donbasului. Vestea vine de la un adversar, Ilya Ponomariov, care spune că a primit-o dintr-o sursă de încredere. Nu există confirmări, după cum spuneam. Adică ăla a delapidat. Da. Putin i-a dat niște bani să întrețină o rețea în Donbas, înțeleg bine, și ăla a ciordit. A dus bani acasă. E considerat unul dintre, cum să zic... uitați-l, dintre consilierii de taină, consilierii importanței lui Putin, fost vicepremier, fost deputat. Da, am și o întrebare pentru 57 de ani. Că până acum a jucat excelent ca moderator. Trebuie să mă puneți în cumpăr. Nu vi se pare ciudat că șeful FSB și ajuntul lui în arest acasă, personajul de pe ecran în arest acasă, și atunci vin și eu cu interogația, de ce se teme Putin? Păi aici nu sunt decât două, răspund eu locul Mădălin. Două explicații. Unul, descoperă comploturi sau, mă rog, și altă explicație ar fi că mimează că ar descoperi comploturi. Dacă mă întreb pe mine, descoperă niște comploturi cu niște personaje care ar putea să fie pregătite pentru a-i lua locul și a-l anihila. Uitați-vă. Sau poate vrea să înspăimânte și să, la țină, cum arată. Să țină la respect tânăr, aparatul. Că funcționarul... Cred că elimină toate personajele pe care le consideră vulnerabile sau capabile să discute cu Occidentul. Mădălin, funcționarii din rândul rangul 2, rangul 3, uitați-vă, sunt înspăimântați când văd că șefi de ai lor sunt puși la respect de chestia asta. Că eu nu-i văd pe ăștia complotând. Eu pe ăștia îi văd furând. Dar complotând împotriva lui Putin? Păi de ce? Când dacă stai lângă Putin ajungi... Băi, fraților, păi vă numai purtătorul lui de cuvânt e milionar? Unde-ți mai auzi voi de purtători de cuvânt milionari? Peskov. Păi Peskov ăla e de zeci de ori milionar. Și atunci de ce să comploteze cineva împotriva lui Putin? Decât pentru că dacă... nu știe când se enervează Putin și îi bagă la închisoare sau îi anihilează. Păi dacă scuminți, nu-i bagă la închisoare. Tot dumneavoastră a spus ce foarte bine. Ești cu minte, dar cine știe ce îi spune unul despre tine? Și te lichidează, spune ceva în ceai, la revedere. Domnul Curea, dumneavoastră a spus și aveți dreptate. Și mă aștept și eu la asta, să se simtă în timp efectele sancțiunilor economice. Iar cei care cunosc realitatea din rapoartele confidențiale, duse sau nu lui Putin, să aibă un anumit tip de reacție. Domnul colonel, foarte posibil, pentru că ăia, generalimea, purtătorul de cuvânt, miniștri, toți ăia din jurul lui, domnule, ăia nu visează să ajungă pe la Tribunalul Penal Internațional. Ăia visează să se retragă la pensie milionari. Păi nu vedeți că descoperim că copiii lor sunt toți prin Occident? Păi ăia ce trebuie să-și cheme copiii să-i trimită unde? Să facă facultatea unde? În Kamchatka? Bun. Apropo de copii și așa mai departe, au apărut noi sancțiuni din partea Japoniei. Inclusiv fata lui Lavrov, ministrul de externe rus, este vizată de aceste noi sancțiuni. La fel fetele lui Putin. Probabil că aveau bani și pe acolo sau ceva fonduri. Încă nu cunosc detalii. Dar ca să ieșim un pic din această schemă a războiului, aș vrea să închei cu o informație amuzantă, sigur, dar care spune foarte multe lucruri și care nu are legătură cu ceea ce ni se întâmplă sau se întâmplă la granița României. Tot despre o armată este vorba. Armata braziliană s-a trezit în mijlocul unei controverse aprinse, unui mega scandal, după ce un deputat a dezvăluit ieri achiziția 35.000 de tablete de, Viagra, pentru militari.
strânind zeci de comentarii sarcastice pe rețelele socializare. Știre, France, știre ce France Press. Ce să facă cu ele, ei între ei acolo? S-au dat niște explicații legate de nu știu ce probleme pulmonare care ar fi putea fi vindecate prin dilatarea vaselor de sânge. Așa la noi a fost o discuție la un moment dat la spital, dacă vă aduceți aminte exact. În alte părți lucrurile n-au... Vezi, oamenii au alte scandaluri. S-a văzut că a fost folosită Viagra pentru altceva. Au alte scandaluri. Cu cât te îndepărtezi de război, scandalul este de altă natură. Dom'le, lumea are probleme. Lumea are probleme, da. Deci, pastila albastră face ravagii în Brazilia în acest moment. Mega scandal. Am vrut să închei într-o notă un pic mai umoristică. Chiar că n-ar avea niciun motiv, Doamne, iartă-mă. Și la brazilieni. Da. Președintele Bolsonaro e acuzat acum că în loc să cheltuiască banii pentru alte treburi, probleme medicale, s-a gândit să-i ajute pe militarii brazilieni care vor avea probleme, nu știm de ce natură. Mulțumesc mult pentru prezența în cadrul emisiunii tuturor. Mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți în această seară. Inclusiv în fața microecran pe Facebook. Mulțumesc Only for Men pentru ținută. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Numai bine!